acțiuni, dacă e cinstit, recunoaște că speră să aibă succes. E o ipocrizie să spui, domnule, nu mă interesează, eu îmi văd de treaba mea. Nu, toată lumea vrea succes. Am observat însă, pe bază de experiență, că cei care sunt obsedați de tema succesului, de obicei ratează. Sau chiar când îl au, sunt nefericiți. De unde rezultă că e ceva în reprezentarea noastră spre succes, care nu e integral satisfăcător. Chiar când ai succes, îți dai seama că ai o mulțime de alte motive să nu fii integral fericit. Aș spune mai întâi că trebuie să ne ferim să identificăm succesul cu fericire. N-are nimeni rețeta. Toți te mint, spun că wow și îți vând doar eticheta. Fii atent la scrisul ăla mic în josul paginii, unde nu înțelegi nimic. Dacă e de lungă durată, termenul de plată, dacă îți ia o parte sau poate o vrea pe toată. Peste tot la fel, dar tu ești plin de opțiuni. Doar tu știi adevărul, dar îți spui numai minciuni. Există fericire și independent de succes, și există oameni de succes nefericiți. Una la mână. În al doilea rând, cred că succesul se obține ca și fericirea, mai curând dacă apare ca efect colateral decât ca țintă obsesivă, alucinatorie. Și când ai ajuns, totul s-a schimbat. Te uiți în jurul tău și nu înțelegi când s-a întâmplat. Ziceai când ai plecat, eu rămân cu mine. Dar pe drumul ăsta lung, ai rămas cu nimeni. Drumul spre succes e unul prea complex. Străzile-s mărunte și tu n-ai GPS. Stres, multă presiune, hotelul care nu de mult era doar o pensiune. Și parcă nu găsești cuvântul, contactul cu pământul. Tot ce te-a făcut să fii prea mândru, gândul cel mai sincer încet încet se stinge. Și ești prea aproape ca să vezi cine te învinge. Întotdeauna mai mult, mai mare, mai sus, mai bine oricât noi. Niciodată de ajuns. Și totuși întrebarea mea a rămas fără răspuns. Care-i prețul? Yeah. Acum, nu vreau să încerc să relativizez ideea de succes, ideea de carieră, ideea de efort. Vreau doar să spun că cred că trebuie să te uiți foarte atent la ceea ce tu numești greșeli. Oh, oh! Excelent!